marți, 19 martie, stadionul municipal a fost gazda amicalului de lux dintre Farul Constanța și AFC Dunărea Călăraș. AFC Dunărea Călăraș le-a ținut piept cu succes jucătorilor de la Farul Constanța, care au avut o misiune mai grea decât se așteptau în fața călărășenilor. Ambele echipe au avut ocazii de a marca în prima repriză, însă niciuna nu s-a concretizat, scorul menținându-se la 0-0. Debutul celei de-a doua reprize a coincis cu primul gol înscris în poarta fostei campioane a României. În minutul 47, Andrei Vâlea a deschis scorul, luându-i prin surprindere pe oaspeți. În minutul 58, Farul Constanța a egalat, astfel menținând rivalitatea. Pe tot parcursul reprizei secunde, ocaziile au curs pentru călărășeni. Minutele 60 și 67 au adus golurile lui Gabriel Vișan, respectiv Iulian Ilie. În minutul 76, AFC Dunărea Călăraș a mai înscris un gol în poarta celor de la Farul Constanța, Băceanu Robert remarcându-se și în cadrul acestei partide. Cum ți s-a părut meciul? Foarte frumos. A fost un meci foarte frumos. Credeai că putea mai mult? Da. Puteam, dar mie mi-a plăcut toată atmosfera din ziua aceasta. De ce l-ai așteptat atât de mult pe Hagi? Pentru că mie îmi place sunt pasionat de fotbal și am vrut să iau semnătură și poză. Și ai reușit? Da. Ia arată-ne și nouă. Semnătura. Și... Foarte bun, dar eu n-am venit aici pentru Hagi, am venit pentru un jucător mai mult. Ce jucător? Rivaldinho. Este idolul tău? Nu neapărat, dar îmi plăcea de tatălui. Atmosferă frumoasă, chiar dacă n-au fost mulți spectatori. Și tu practici fotbal? Da. De câți ani? De la vârsta de 8 ani. Și de ce l-ai așteptat pe Hagi atât de mult? Pentru că e cel mai bun jucător din istoria României. Gheorghe Hagi s-a arătat nemulțumit de prestația jucătorilor săi. Pentru noi a fost un antrenament foarte bun. Conta mai puțin, să zicem, chiar dacă puțin supărat că am primit goluri multe, dar un meci frumos, cred că publicul s-a bucurat. Un antrenament bun, unde învățăm din toate și sperăm să, cred că a fost o zi bună pentru noi, în sensul de ne doream un antrenament foarte bun, ambele echipe care au jucat, mai puțin prima repriză unde am fost mult mai supărat că nu s-a marcat, a doua repriză am marcat, chiar dacă am luat, dar am marcat goluri, deci... Mulțumit, până la urmă trebuia să facem un antrenament foarte bun și mulțumim publicul care a venit, că cred că au văzut un fotbal bun și acum mergem în continuare ce avem de făcut. Ați remarcat vreun jucător aici la Călăraș? Da, era un copil 2008 născut, deci eu mă uit la cei tineri, da, la mijloc. Da, a muncit, a făcut bine, da, a jucat bine, chiar și capitanul de echipă care are o vârstă și a jucat foarte bine, deci... Da, nu, cred că pentru ei a fost o provocare mare, pentru ai noștri a fost mai mult un antrenament și rămân cu lucrurile astea.